pentru a dezvolta acest învățământ profesional din Oradea și învățământul dual. Au continuat investițiile, dacă clădirea școlii a fost reabilitată înainte, iată-ne azi aici, suntem în măsură să inaugurăm acest internat, cum vă spuneam. În spatele nostru se lucrează la reabilitarea și dotarea atelierelor care vor funcționa aici. Toate aceste lucruri pentru că ne dorim, așa cum vă spuneam, un învățământ profesional de calitate în Oradea și, bineînțeles, la cererea firmelor din parcul industrial și nu numai, ci din tot orașul, dorim să modernizăm acest învățământ și dorim ca după ce termină cei care urmează cursurile acestei școli să fie niște oameni pregătiți profesional și să poată să-și găsească de lucru în interiorul firmelor care activează în acest spațiu. Ceva într-o stare avansată de uzură, cu un miros stăcut și am decis să modernizăm aceste camere la niște standarde europene. Băile erau comune, erau pe hol. Pe fiecare nivel există o singură baie pentru băieți și pentru fete și am decis ca fiecare cameră care o vom reabilita să aibă baia proprie, cu duș și chiuvetă și grup sanitar. O să vedeți după ce intrăm înăuntru, în total sunt 27 de camere reabilitate în cadrul acestui cămin internat. La parter e o bibliotecă și o sală de lectură, un cabinet medical, un izolator, o baie pentru persoane cu dizabilități, o baie comună pentru băieți și fete care vin la cabinetul medical. În partea dinspre strada Tudor Vladimirescu există și o rampă pentru persoane cu dizabilități care pot intra în cămin, iar la etajele 1 și 2 există câte 12 camere cu o capacitate de cazare de 4 paturi, fiecare, așa cum am spus, cu baia ei proprie. La fiecare nivel există o sală de lectură și o sală de meditații. Pe nivelul 1 există și cabinetul pedagogului, iar la etajul 2 există și un spălător dotat cu mașină de spălat și o mașină de uscat haine, cumpărate de către liceu, unde fiecare poate să-și întrețină lingeria și tot ce au nevoie ca să-și spele. Pentru călărie se poate face practică. Ei vor fi pe post de recepționer, deci vor avea locul de recepție, seanță și camere, va fi amenajat și pentru ei locul practic. Deci crește foarte mult activitatea, părinții sunt încurajați, când am în septembrie, când au venit și și-au înscris copiii, când am arătat că este internat în curtea școlii, încă n-au văzut condițiile părinții, dar faptul că totul este un campus școlar. Avem internat, cantina în aceeași curte, sala de sport, sălile de clasă, atelierele școlii. Pentru fiecare domeniu și pentru fiecare calificare există ateliere și laboratoare și acum cele care erau mai vechi sunt reînnoite.